Aflată la Istanbul, în Turcia, acolo unde în această perioadă se desfășoară turneul internațional de box feminin, Claudia Nechita a debutat cu o victorie. Ieri, în prima ei zi de concurs, câmpul lungeanca legitimată la CSA Steaua București, echipament albastru, a învins-o pe Caterin Rohova din Ucraina în repriza a doua, atunci când adversara sa s-a văzut nevoită să abandoneze. În această după-amiază, în sferturile de finală ale competiției de la Istanbul, Claudia Nechita, echipament roșu, a întâlnit-o pe Sitora Turdibekova din Uzbekistan, pe care a învins-o la puncte. Ajuns în semifinale, Claudia Nechita are asigurată cel puțin medalia de argint, însă obiectivul mușcelencei este câștigarea categoriei, mai ales că în perioada următoare va avea de disputat turneul de calificare la Jocurile Olimpice.